municipiul lui Iedeneț, vicepreședintele Congresul Autorităților Locale din Moldova. Astfel, în primul rând, vrem să mulțumim agenției de presă IPN pentru oportunitatea de a desfășura această conferință de presă în cadrul proiectului Dublă Integrare prin Cooperare și Informale, realizat de agenție cu sprijinul Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Ca să descifrăm de ce suntem astăzi aici și ce am făcut astăzi la Chișinău, vreau să vă spun puțin din istoria unor aspecte în care Congresul Autorităților Locale a încercat pe diferite căi să se apropie de cele 4 asociații aleșilor locali din România, a comunilor, a orașilor, a municipiilor și a județelor, ca până la moment să avem o foarte bună colaborare cu ACOR, Asociația Comunilor din România, dar și AOR, Asociația Orașilor din România, cu care practic deja pe decursul anilor avem stabilite foarte bune relații. În tot acest răstimp am reușit să apropiem primarii de pe ambele maluri ale Prutului, am reușit să facem cunoștință cu multe practici ale colegilor noștri de dincolo de Prut și invers de aici din Basarabia, am reușit să înfrățim foarte multe comunități de pe ambele maluri ale Prutului, am reușit să facem schimb de foarte multe practici și pe domeniul legislației ambelor țări, să încercăm astfel ca să mișcăm înainte comunitățile noastre. Am reușit, după mine și poate cel mai mult noi Calmu, să fim unul din actorii principali pe domeniul politicilor, administrației publice locale aici în Moldova, întrucât practic nu am dispersat eșchierul asociativ al tuturor primarilor și a tuturor administrațiilor publice locale și rămânând astăzi o singură asociație care reprezentăm toate primăriile din țară. Și lucrul ăsta a făcut ca să încercăm să promovăm foarte multe inițiative legislative în Republica Moldova, iar experiența României ne-a fost de foarte bun augur. Astăzi, în discuțiile pe care le-am avut între timp cu asociațiile similare din România, în special cea a comunilor și orașelor, am reușit să, aici la Chișinău, deja să semnăm un document comun în care, practic, suntem un tot întreg cu numele Consiliu Asociațiilor Aleșilor Locali din România și Republica Moldova. Astăzi a fost pusă piatra de temelie, urmează mai multe aspecte pe care le vom face ulterior, le-am stipulat nemijlocit și prin diferite documente de program pe care le vom realiza de aici încolo. Mulțumesc pe această cale tuturor primarilor din România, deci astăzi am fost doar cei mai, deci o mână de primari mai reprezentativ de la cele 3 asociații, Birou Executiv a Congresului Autorităților Locale. Am reușit astăzi să facem, după cum am vorbit și acolo, să realizăm ceea ce n-au reușit între timp șefii de celor două state, am reușit să o facem primarii de oraș și sate. Este un început care se vrea de bun augur pentru ambele maluri ale Prutului, pentru românii de aici, dar și de dincolo, pentru românii de dincolo, dar în special pentru cei de aici, din Basarabia. Pentru noi e experiența României, pentru noi e bunele relații culturale și de alt tip, rămân a fi principala resursă într-o a ne apropia, întrucât limba, istoria rămâne a fi comună, întrucât doar Prutul este cel ce ne mai desparte. Spunea Grigore Vieru cândva că visa să treacă, dacă cineva visa să ajungă în cosmos, el să treacă Prutul, iată astăzi, și până astăzi, în cel puțin cei 30 de ani, peste 30 de ani de independență, am reușit foarte mult să apropiem comunitățile noastre, iar astăzi facem încă un pas înainte prin acest Consiliu Comun. Intenționăm ulterior să mișcăm lucrurile și în contextul unui program interstatal comun România-Republica Moldova, astfel ca să facem mai multe proiecte pentru comunitățile noastre, pentru asociațiile pe care le avem formate. Este primul pas, este un pas care se vrea a fi realizat cât mai de curând.
Astea fiind spuse, eu vreau să ofer cuvântul colegilor mei, ofer cuvântul